Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure a primit o donație care constă în seturi de așternuturi, ce asigură necesarul la 3 secții. Donația a fost făcută de Fundația Comunitară Țara Făgărașului cu scopul de a contribui la confortul pacienților internați în unitatea medicală din orașul nostru. Așadar, spitalul din Făgăraș a primit seturi noi de așternuturi din partea Fundației Comunitare Țara Făgărașului. Secțiile care beneficiază de această donație sunt chirurgia, neurologia, unde au fost repartizate 249 de seturi, și pediatria, care a primit 39 de seturi. Așternuturile sunt confecționate din bumbac și sunt de calitate. Mă bucur că am finalizat acest obiectiv. Era un obiectiv din campania noastră de înființare. Practic, noi am achiziționat 249 de seturi de lenjerie pentru secțiile de adulți de chirurgie generală și neurologie și alte 20 de seturi complete pentru pediatrie, plus alte câteva elemente de rezervă pentru pediatrie. Ideea de a sprijini spitalul a venit din faptul că acest spital deservește întreaga zona a țării Făgărașului, care este exact zona de acțiune a fundației. Deci, prin sprijinirea acestui spital, practic noi ajutăm sau atingem orice potențial beneficiar al serviciului spitalului. Fondurile au provenit în totalitate din sumele donate de locuitorii țării Făgărașului în campania de înființare. Donația făcută spitalului va ajuta la confortul pacienților. Ușurează munca infirmierilor, deoarece actul normativ presupune ca fiecare pat să aibă 3 seturi de lenjerie de pat, un set pe pat, un set la spălătorie și unul de rezervă. În primul rând am vrea să mulțumim fundației și tuturor celor care au făcut donații pentru a face posibil această donație. Donația a constat într-un număr de aproximativ 250 de seturi de așternuturi de lenjerie pentru secțiile de chirurgie, neurologie și pentru secția de pediatrie. Rolul fundației care a contribuit la dotările spitalului este de a ajuta instituții și persoane care au nevoie de ajutor, iar toate fondurile provin din resurse locale pe care voluntarii din cadrul fundației le obțin. Rolul fundației comunitare Țara Făgărașului este acela de a aduce împreună resurse locale, în special putem accesa și resurse naționale sau internaționale, dar aici ne referim la resursele locale și creăm diverse fonduri, cum este acest fond pentru susținerea spitalului municipal din Făgăraș. Oameni din comunitate se pot veni către noi să contribuie cu bani sau ca și voluntari pentru aceste cauze. Fundația Comunitară va mai organiza în următoarea perioadă diverse campanii de strângere de fonduri prin care propunem oamenilor din Făgăraș și din Țara Făgărașului să-și înscrie cauze și să vină să continue ceea ce am început împreună cu noi. În cadrul fundației sunt pe rol multe proiecte caritabile, printre care și un concurs de biciclete care se numește Pedalează pentru comunitatea ta. Concursul începe în luna septembrie și sunt invitați toți locuitorii din Făgăraș care doresc să meargă pe biciclete pentru spital.